ploaie de stele, preselecțiile vor avea loc azi ora 14. Baftă! Să merg să văd ce este. Bună ziua! Bună ziua! Ce este aici? Păi ce, n-a citit la ușă? Am citit, dar nu am înțeles nimic. Aici este concursul ploaie de stele a talentelor. Și dacă mă înscriu, o să primesc ceva de la asta? Dacă câștigați, o să fie premiu. Dacă o să fie premiu, bine. Mă semnează aici? Da. Ploaie de stele, preselecții vor avea loc azi la ora 2. Wow, baftă! Super! Tam, 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 tam. Bună ziua! Am înțeles că voi aici aveți un concurs de stele și eu sunt o stea. Ce pot face pentru asta să particip? Bine, semnați-vă aici. Doar cu semnătură, wow! Ploaie de stele? Preselecții vor avea loc azi ora 2, baftă. Poate este ceva de mâncare acolo? Să pune... Bună ziua! Bună ziua! Am înțeles că aveți concurs? Da. Și o să hrănească aici? Aici e concurs a talentelor, nu e mâncare aici. Dar ce trebuie de făcut ca să mă înscriu? Semnează! Da, bun, mulțumesc. Sper că... Da, să ne hrănească după asta, nu? O să vedem. Bine, mulțumesc. La revedere. La revedere. Oh, dacă toți participanții o să fie așa... Nu știu ce concurs o să iasă. Primul participant, vă rog. Bună ziua! Prezentați-vă, vă rog. Sunt Michael Berjo, rap. Ce talent aveți? Rap să cânt. Ce întrebare este asta? Rap, rap, rap. Eu cu rap mă trezesc. Când mănânc tot rap, cânt rap toată viața. Eu sunt de bun după rap. Ce o să ratați? Să cânt rap. Păi cântă. Ah, ok. Sunteți gata? Da. Stați bine, da? Că după asta puteți să fiți șocat un pic, dar... Țineți-vă. I'm taking to the candy shop! A, nu, asta e de la alt concurs. Îmi cer scuze. Așa, așa. Fum, fum, peste tot, fum! A, nu, asta e alt concurs. Da. Acum. Tu ești ăla care îmi spune mie că tu vrei să mă ajuți să trăiesc când tu vrei să-mi dai moarte în dar, nu eu, tu ar trebui să stai în penitenciar. Românește, îți spun dacă este să cumpăr, ar trebui eliberat tot din penitenciar. Așa e când tu aici. Nu ați trecut. Adică n-am trecut, eu am transpirat aici 3 minute întregi? Oricum n-ați trecut. În cămașe albe, nu știți ce ați pierdut. A doilea participant, vă rog. Bună ziua! Cum vă numiți? Cristina Floricica! Și ce talent aveți? Îmi place să cânt cântece populare. Deci, începeți. E trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorbă. Păi,
trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Iarba-i lungă, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Iu! Ce-a fost verde s-a uscat, mai ce-a fost bun s-a spulberat. Ați început foarte frumos, dar sfârșitul nu mi-a plăcut. Vai, eu atâția ani, mușiți! Nu ați trecut, îmi pare rău. Al treilea participant să intre. Bună ziua! Bună ziua, prezentați-vă și arătați-mi talentul. Mă numesc Eugenius Dreams și sunt foarte talentat. Am o familie foarte mare, toți sunt talentați. Noi suntem cântăreți, cântăreți din talpă. Deci, acum o secundă, să mă pregătesc, da? Așa. Voi face o piesă super tare. Se numește Eroina. Și deci, m-ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț a intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme, fetele, fetele, cochetele, nu mai pot atuda. Și știi, eu te rog să nu mai faci prostii. Hop, eroina, hop, hop, eroina, hop, eroina mea. Hop, eroina, hop, hop, eroina, hop, eroina mea. Eroina n-a trecut. Cum așa n-am trecut? Păi eu, la mine tătă familie de talente, eu atât am închinuit, eu atât am învățat și n-am trecut. Nu, tu și-ți caută eroina mai departe. A, așa voi? Lasă, lasă că eu o să-mi o găsesc pe eroina mea și o să vedeți voi, o să vedeți voi! Da, nimic n-am văzut azi bun. Păcat, e un concurs frumos. Da, da, intrați! Bună ziua, scuzați că am întârziat, dar vreau să fac parte la acest concurs. Da, dar de ce nu v-ați înscris? O să vă spun, nu o să mă credeți. La mine am născut pisica și nu am avut moașă. Eu fiind actriță, am jucat și rolul moașei, așa că am asistat la naștere. Bine, arătați ce puteți, dar în afară de a fi moașă. Să mă prezint, sunt Maica Perjora. Și o să vă spun azi o secvență din opera Romeo. Sunteți gata? O să încep atunci. Hai să mă pregătesc un pic. Romeo, Romeo! De ce m-ai lăsat cu 6 copii și ai plecat la Zarabotcă în Italia? Matei, Vanessa, Marcella, Eugen, Alex! Gina! Oh, Romeo, Romeo! Sunteți în regulă? Sănătate copiilor voștri, dar n-ați trecut. Înțeleg. La revedere, mă duc la copiii mei. Bine, la revedere! La revedere!
Da, da, intrați, vă rog. Mă scuzați, dar aș vrea și eu să particip la acest concurs. De ce nu v-ați înscris? Păi scuzați-mă, domnule, dar înțelegeți, mi-a fătat câinele și trebuia să-i acord primul ajutor. Înțelegeți, la școală pe noi ne învață să acordăm primul ajutor și de asta și-am întârziat. Oh, e clar cu tine, bine, treci și arată ce poți. Prezentați-vă și începeți. Mă numesc Cristian Flor. Eu. Bine, dar n-ai trecut. Ah, am uitat să vă spun, o să vină și sora mea acuș. Nu mai neamuri, nu mai neamuri. Cred că am dus. Nu mai nu spune căci la tine a mai născut cineva. Un născut. Stop, ajunge. Începem prezentarea. Ei, dacă nu vreți să vă povestesc, a ajuns partea cea mai principală a poveștii mele. Dar să nu uiți să mă prezint. Mă numesc Eugenia Dreaming. Deci să încep, am pregătit un dans. Potențial și cu așa top și nu am trecut. Asta la voi ce e? Concurs pentru cine? Ce fel de star trebuie să fii? Lăsați, știu eu unde să mă duc. Acolo trec din prima. O să fie și verișoara mea, apropo. O să vă dea pe toți jos. La revedere. Dacă și verișoara e ca dânsa, totul este clar. Da, da! Bună ziua! Bună ziua! Eu sunt sora și maica Perjora. Și... Eu cu talent la dumneavoastră, eu sunt maica Perjora Junior. Se poate? Se poate. Du-te acolo și arată-ți talentul. Mulțumesc! No! Ce stați? Începeți! Mulțumesc! O să am nevoie de puțină pregătire și încep. Do-re-mi. Oh!
sau nu m-ați savurat destul. Am înțeles. Terminat, savurat. Adică asta a fost tot? Da, acesta a fost numărul meu. V-a plăcut? N-ați trecut. La revedere. Oh, m-ați rănit. Nu sunteți un bărbat adevărat în stare să apreciezi o femeie demnă de a fi femeie. La revedere. Știu că pot să încep! Și la toate neamurile voastre, și la neamurile lui neamurile voastre, și la neamurile lui neamurile lui neamurile voastre. Mai scurtăți și sănătoși, Janica Amina, în studio. Inima mea, spune-mi ce să-ți dau, tot ce vrei îți iau. Inima mea, spune ce să-ți dau, tot ce vrei îți iau. Dragostea mea vrea să te câștig, că m-am îndrăgostit. Toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că e merit. Toată dragostea s-o simți, toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți. Toată dragostea s-o simți. Ghișesc și v-am pampătit. Haide să-ți ghișesc. Și-a fost și-a și dragoste, drum lung și țeși. Eu deja știu să ghișesc, dar n-ați trecut. Ușa o vedeți? Afară. Cât am închinuit și cât am cântat și că lasă-mi eu l-am părămat. Și ai trecut? Și am trecut, n-am mai trecut. Și mai nimeni nu trăiește mai. Ceva trebuie de făcut. Dar ce să faci? Făcut ceva trebuie de făcut. O, am o idee.